Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Facem un mic testuleț la RUNPOSTICKS. Să folosim accesoriu cu magnet. Să vedem ce se întâmplă. Deci avem, după cum vedeți acolo, una bucată gaură de doză, altă doză. Trebuie să tragem cablul ăla de jos prin gaura de jos până sus. O să-i dau lui Georgel ce are nevoie la mână. Distanța e cam 1,20 m. O să folosim astea două și accesorii. Sună Mogoșescu. Dumnezeu. Magnetul. Pe care îl vom băga pe jos. Ia domnul Georgel. Lanțul. Slăbiciunilor. Așa. Și pe ăsta cu magnetul. La capătul celălalt îi punem piesa care dublează. Și o să-i punem un accesoriu tipul ăsta. Dacă se și vede, ar fi perfect. Macro a luat o razna. Deci avem așa. Ăsta la un capăt. La capătul celălalt magnet. Și pe domnul care îl băgăm pe sus cu lanț. Păi magnețelul, îți dai seama că ți-l ia direct. Dar nu se vede nimic, Georgic. Succes la pescuială. Acum trebuie legat cablul de bețișor. Trage-l cu încredere că atâta lasă-l. Poți să-l lași așa. Leagă-i cablul. Bine, normal trebuie să prelungim cu încă un băț. O să fie greu de tras cu un singur bețișor, că practic îl tragi cu lanțul acum. Da, posibil să nu se desfacă. Cam aia e legătura. Ai bățul, trage de băț acum. Zăstic. Și uite așa pescuim cabluri până pereți de rigips USB. Cu RUNPOSTICKS. O să mai băgăm după șantier ceva teste. Că ăsta e empiric așa. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.